Sari în față, nevoie să-i trimită lui Nicoliță. Centrarea lui Nicoliță spre Tănase. Florin Tănase. Tănase îi lasă lui Benzar. Bună această centrare. Cernat reușește să intre în posesie. Scoate la Nicoliță. Gol! Ce gol! Marchează Bănel Nicoliță. 1-0, minutul 11. Un șut contra vântului. Vântul bate din lateral, iar acest șut probabil că nu ar fi prins cadrul porții, dar este oprită în aer, de aceea traiectoria a fost una brusc descendentă și s-a oprit și din cauza vântului mingea coboară brusc și nicio șansă pentru Bălgrădean. Vedem pe această reluare execuția lui Bănel, 1-0 pentru Viitorul. În minutul 11, un gol foarte frumos marcat de Bănel, al treilea gol al său. În acest bine Ganea iese din dispozitiv, dar Aganović, în loc să-l lase să continue, îi ia mingea. Hakim, din nou în flancul drept, la Benzar, ce pasă bună pentru Nicoliță, însă nu are sprijin Bănel la această fază, centrează totuși, o eroare a lui Dumitraș, Tănase, gol! 0, minutul 32. Florin Tănase reușește să marcheze. Era departe în momentul centrării lui Nicoliță, dar Dumitraș s-a pierdut cu firea. Nu a știut ce să facă, a ales cea mai proastă soluție. I-a pus mingea pe tavă lui Tănase, care nu a ezitat să tragă pe jos în colțul scurt. 2-0 pentru Viitorul, care se desprinde, iată, meritat, cred eu, pe tabela de marcaj. Ce pasă dă însă Romario Benzar cu interiorul pentru Nicoliță. Aici Dumitraș putea să respingă ușor în corner cu capul, dar nu a făcut-o. Și astfel Viitorul face 2-0, șut excelent în colțul scurt al lui Florin Tănase. 7 goluri pentru el. Devine din nou liderul marcatorilor Viitorului. Iar interesa rezultatul. Aganović pentru Tănase, ce spațiu are Romario Benzar. Benzar, centrarea lui Benzar pe Barado. Aganović înapoi, gol! Aganović! Florin Cernat îi așează această minge cu capul și este 3-0 pentru Viitorul, din nou o acțiune care îl are la origine pe Romario Benzar, o centrare excelentă pe bara a doua și program așadar destul de dificil, o pasă a lui Nicoliță pentru Florin Tănase. Tănase reușește să scape de cai. Tănase, gol! Oh, ce gol marchează Florin Tănase, o execuție din gleznă care catapultează mingea în vincul porții lui Bălgrădean. CSU Craiova umilită la Ovidiu de vestează Tănase. Ișvan Covaci nu tolerează o astfel de abatere. Din nou în imagine Gică Popescu, cel care urmărește această partidă.